Spectacol fotbalistic în acest weekend pe bazele sportive din județul Vâlcea. Viitorul de Iști s-a impus în fața grupării ASE Mihăiești, scor 3-2, în timp ce Flacăra Horezu a făcut spectacol la Tomșani. A câștigat cu 7-3. Minerul Hidrocnele Mare a câștigat cu CS Crețeni, scor 3-2, în timp ce Posada Perișani a umilit Valea Mare cu scorul de 5-0. CS Mădulare a câștigat la Orlești cu scorul de 3-2, iar Chimia a câștigat acasă cu Minerul Costești, scor 3-1. Unul dintre cele mai disputate meciuri ale etapei a fost cel dintre FC Băbeni și ASE Chirinasa, meci câștigat de oaspeți cu 4-0. Partida a fost una echilibrată în prima repriză, toate golurile marcându-se în a doua parte a jocului. Reprezentanții formației gazdă au fost nemulțumiți de prestația arbitrului Teo Crăciunescu din prima repriză, atunci când centralul a eliminat doi fotbaliști de la Băbeni. Meci echilibrat, acele două greșeli impardonabile ale jucătorilor mei, în primul rând, nu mă interesează ce decizie a luat arbitru, dacă a fost corect sau nu a fost. În primul rând, jucătorii mei, cei doi care au luat roșii nepermiși și au bătut joc de munca colegilor lor, în primul rând. Și de acolo s-a rupt echilibrul jocului, dar și cu doi oameni în minus am avut ocazii destul de mari. Felicit jucătorii care au rămas în teren și au dat dovadă că au jucat fotbal. Echipa din Băbeni foarte bună, pentru că cu doi jucători în minus sau reușit, după părerea mea, să reziste în repriza a doua. La echipa noastră a existat, după pauză, demobilizare, nu mobilizare. 4-0 este un scor care se datorează faptului că am fost cu doi oameni în plus. Nu pentru că noi am fost net superiori. Am fost cu doi oameni în plus. Așteptam altă viteză de joc, dar contează cele trei puncte care au fost câștigate.